după ce am făcut acum câteva zile videoul acela scurt în care îți spuneam de ce nu cred că ar trebui să fie atât de hotărât în a-ți cumpăra un parfum puternic, inevitabil, aș spune, au apărut pe Instagram și pe TikTok niște comentarii care îmi spuneau totuși zine parfumuri din astea puternice. Așa că pentru acești oameni, le-aș putea spune acești temerari care nu sunt interesați în mod real de ce crede lumea din jur sau dacă oamenii din jur pot să respire, am să recomand astăzi niște parfumuri foarte puternice. Ba mai mult decât atât, deși sunt toate parfumuri destul de bune, am să încerc să-ți arăt și cum să le folosești pentru a le transforma efectiv în arme împotriva oamenilor din jurul tău. Pentru că presupun că acesta este scopul, ca parfumul să fie atât de puternic și eventual atât de enervant, încât să aibă abilitatea de a agresa oamenii din jur. Și ca reguli generale, care să se aplice la toate parfumurile de care îți voi spune, trebuie să le folosești când e cât mai cald afară ca să se evapore și mai repede, să fie mai mare gălăgia asta în jurul tău, mă refer miros puternic, și nu te baza doar pe temperatură, pulverizează și tu, minimul 5 pulverizări, maxim, nu există maxim, uită-te la Curly Fragrance și învață de la ea, pulverizează-ți până când efectiv nu mai știi să numești. Și primul parfum pe care ar fi evident indicat să-l folosești în cea mai toridă dintre zile este La Taffa Opulent Oud. Pentru că în definitiv știm noi că în țările arabe oricum e cald, deci e clar că ăsta a fost gândit ca un parfum de vară, nu? Oudul îl face persistent, caramelul îl face evident delicios, iar ambra și rășinile îi dau un plus de personalitate. Mai adaug în mixul ăsta și faptul că nu e scump, așa că atunci când îți pulverizezi de 10-15 ori, nici nu-ți pare rău că ai cheltuit mulți bani. Deci e parfumul perfect. Iar după ce l-ai pulverizat de 10-15 ori, dacă încă mai poți să te ții pe picioare, îți recomand să te duci cu el într-un spațiu închis. Primul lucru, când pleci de acasă, te duci în lift. Dacă ți se pare că nu e suficient de puternic, îl iei cu tine și îl mai pulverizezi un pic și când ești în lift. În principiu, cel mai indicat loc unde să-l porți e la birou, unde oamenii sunt obligați să stea în jurul tău. Du-te acolo cu el și pulverizează. Pe drum mai pulverizează cel puțin de 2 ori. Dacă schimbi la drum la birou, e și sala o opțiune, pentru că ud cu caramel și cu ambră, serios, n-ai cum să dai greș la sală. Cu parfumul ăsta le vei tăia oamenilor respirația, la propriu. Și gândește-te că ai toate aceste beneficii la mai puțin de 100 de lei. Acum, ca o paranteză serioasă, parfumul ăsta mi se pare bun în vreme rece, aplicat moderat, să spunem, pentru că combinația de caramel cu ud, ud destul de medicinal, funcționează bine în vreme rece, mai ales dacă nu te deranjează să ai un miros ceva mai oriental. Și poate ar trebui să menționez acum, în caz că nu e complet evident, că acest video e mai mult o glumă și în principiu tot ce îți spun despre aceste parfumuri, except în faptul că într-adevăr sunt persistente și au proiecție bună, ar trebui să fie opusul a ceea ce aș face eu cu ele. Și închisând această paranteză, să revenim la parfumuri. La Taffa mai au ceva bun pentru tine. Îl au pe Bade al Oud sau Oud for Glory, care este o combinație de oud cu șofran, cu paciuli, cu nucșoară și cu ceva lavandă, așa că deși are oud și oudul e făcut mai bine aici decât un opulent oud și are pornirea aceasta dulceagă, ușor medicinală, e făcut puțin mai proaspăt, să spunem, de prezența lavandei, într-o cantitate destul de mică, pentru că nu l-aș descrie nici pe acesta ca un parfum proaspăt. De fapt, el este inspirat din Initio Oud for Greatness și este o clonă destul de bună, deși evident nu perfect. Și deși este ceva mai rafinat și mai puțin barbar decât fratele său Opulent Oud, în continuare își poate face treaba bine, pentru că are persistență bună și are și o proiecție destul de ok. Totuși, ca să iei pe toată lumea prin surprindere, îți recomand ca oricâte spray-uri ai fi folosit din Opulent Oud, aici să adaugi încă 10. Și dacă lucrul ăsta nu ți-aduce rezultatul dorit, cum ar fi oameni care la o distanță considerabilă de tine se uită oarecum îngroziți, ai putea efectiv să te mai apropii de oamenii ăștia, pentru că parfumul se simte, poate nu la fel de departe ca altele, bă, dar se simte. Și desigur, există întotdeauna varianta să-l reaplici în cursul zilei. În principiu, persistența lui poate să treacă lejer de o zi întreagă de muncă, dar ăsta este un truc pe care l-am special pentru tine. La birou ar fi optim să-l aplici cam la 2 ore. 5 pulverizări la 2 ore e absolut suficient și toate astea în speranța că în ziua respectivă ai o ședință. Nu-ți face griji dacă ședința durează mai mult de 2-3 ore, îl poți reaplica și în timp ce ești în ședință, pentru că toată lumea, efectiv toată lumea, o să îndrăgească mirosul ăsta. În definitiv, cărui om din Europa nu-i place combinația de ud cu șofran vara. Deci, birou, sală, lift și spații închise. Pentru asta e făcut acest parfum și pulverizează din plin. Vrei ceva mai european? Nicio problemă. Stronger with you, absolutely. Despre care e posibil să știm amândoi că nu este cel mai puternic din gama Stronger With You, ci Intensely. Totuși, Absolutely are o armă secretă. Are o notă puternică de rom,
care în căldură e fantastică. Dacă spulverizezi suficient de mult, vei mirosi ca un pirat bețiv, dar cumva sexy, pentru că nota asta de rom se combină cu castane și vanilie, adică exact acele note pe care ți le dorești în căldură toridă. Ar putea exista niște voci răuvoitoare care să-ți spună că poate în căldură ar fi mai bine să folosești parfumuri cu mentă, cu citrice, din astea care îți dau senzația că te răcoresc, dar noi amândoi știm că aceia sunt niște oameni care nu sunt suficient de curajoși. Nu, în vreme caldă, rom, vanilie, castane. Asta e calea. Dacă porți suficient din parfumul ăsta, suficient însemnând la o purtare cam cât am consumat eu de când l-am, deci porțiunea asta o aplici pe toată pe tine, crede-mă că vei atrage atenția tuturor. În supermarket, în mijloace de transport în comun, în bloc și posibil și afară, deși în contact cu aerul nu o să mai fie chiar atât de gălăgios. Totuși, dacă te duci la vreun festival, ăsta e parfumul. Și dacă festivalul începe mai devreme, cum ar fi pe la un 5-6, ăsta e parfumul. Important e atunci când îl porți să bată soarele în tine ca să se evapore cât mai puternic în jur. Deci nu uita, Stronger With You Absolutely a pulverizat foarte mult. Și dacă ți s-a părut că toate parfumurile astea sunt prea de buget, nu-ți face griji că și în zona de nișe există niște opțiuni interesante. Totuși vorbim despre nișa accesibilă de această dată cu Mancera Red Tobacco. Un parfum pe care, dacă nu mă înșel, Aaron Terrence Hughes îl consideră lejer, fresh. Și în definitiv, ce ar putea să nu fie fresh la o combinație relativ barbară de tutun cu pară, cu vanilie și alte lucruri dulci. Oricum, e important de știut, dacă nu ți-am spus deja, că parfumul ăsta are persistență și proiecție foarte bună. Dar știm amândoi că nu poți lăsa lucrurile astea la voia întâmplării. Trebuie să faci și tu ceva. Așa că ce trebuie să faci cu parfumul ăsta este să-ți pulverizezi măcar 8 spray-uri. Și cred că cele mai bune rezultate le aduce dacă cumva conduci un Uber, un taxi, o limuzină, în general spații din astea foarte închise, din care alți oameni n-au cum să iasă un interval fix de timp. E genul de parfum pe care oamenii îl vor remarca. Dacă ți aplici suficient de mult, îi va impresiona până la lacrimi. Și în definitiv, nu asta ne dorim de la parfumul nostru, să fie puternic, să impresioneze, să șocheze. Ei bine, Red Tobacco face toate lucrurile astea și le face cu un flair incredibil. Pierre Montal și-a turnat sufletul în parfumul ăsta, a zis vreau să creez o bombă cu tutun care să-i ducă pe toți cu gândul în prima fază la Tom Ford, Tobacco Vanille, dar apoi să-i surprindă pe toți pentru că e mult mai brutal, mai puternic și considerabil mai persistent. Deci, pentru zile călduroase, da, cumva stai în spații foarte închise, 10-15 spray-uri de asta. Dacă nu ți-am vorbit despre destule parfumuri cu ud, mai am unul pentru tine. Este vorba despre Cătălin Botezatu For Him, care are în el lucruri precum ud, vanilie, caramel, tămâie și din acest motiv este imposibil de persistent. Și nu e doar persistent, cât că se simte bine în jur. Atât de bine încât îți face misiunea de a fi remarcat foarte ușoară. Atât de ușoară încât ai spune că unul dintre parfumurile alea care e un cheat code. Scade nivelul de dificultate încât să faci punctaj maxim fără să încerci măcar. Și nici cu pulverizările nu trebuie să-ți bați foarte mult capul. Orice peste 5 e absolut suficient. Sigur, nu vreau să mă înțelegi greșit. Nu trebuie să te simți comod cu ce-ți spun eu dacă tu vrei să pulverizezi 10-20. Nu te lua după mine. Cât simți tu că e ok. Singura rugăminte pe care o am pentru tine este să nu-i irosești darurile în locuri precum un club sau în spații deschise. Nu, te rog, du-te în locuri în care sunt mulți oameni și stați apropiați. Spre exemplu, te duci să-ți plătești taxele, poartă parfumul ăsta și eventual speră să nu meargă nici aerul condiționat acolo. Dacă îl vei folosi când mergi la cumpărături, dacă e foarte aglomerat și tu ai pulverizat totuși exact cât trebuie, este foarte posibil ca oamenii de la coadă să-ți facă loc, deci îți aduce tot felul de alte beneficii. Așa că nu uita, dacă vrei un parfum puternic, foarte puternic, încearcă-l pe Cătălin Botezatu. Iar dacă simți că ai putea găsi un parfum care să aibă mai multe note, ai putea să te orientezi spre Fahrenheit Le Parfum, în care vei găsi piele, violetă, vanilie, ușoare tonuri de rom, patchouli, tot felul de tipuri de lemn. Se întâmplă atât de multe lucruri în parfumul ăsta, încât efectiv te va lua prin surprindere. Cred că ăsta e singurul parfum despre care Jeremy spunea că îi dă dureri de cap. Hai să fim sinceri, Jeremy nu e chiar un tip atât de curajos. Și-a dat un pic cu parfumul și a scăldoare cap. Nu, trebuie să perseverezi. Chiar dacă cumva îți pulverizezi din el mai mult și ai senzația că te doare capul, doar ți se pare. Parfumul ăsta nu ar trebui pulverizat puțin, ar trebui să începi din vârful capului să-ți pulverizezi așa pe tot corpul, să fii sigur că se simte din toți porii. Pentru că, pe lângă faptul că e persistent, pe lângă faptul că e puternic, e și un miros total neobișnuit. Deci atunci când vrei să fii remarcat, ăsta e parfumul spre care să te duci. Fahrenheit Le Parfum, crede-mă, pentru că dintre toate Fahrenheit-urile
lucrurile care există, acesta este cel mai șocant în vreme caldă. Adică nu e ca și cum într-o zi de vară, când tu îți dorești un parfum cu super proiecție și care să atragă atenția, te orienta spre Fahrenheit Cologne. Pe bune, oricine ar face asta, dar noi încercăm aici să fim cât se poate de diferiți. Așa că după ce servești micul dejun, iei parfumul ăsta, ți-l pulverizezi generos și îți vezi de ziua ta ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Te duci la sală, după sală nu cred că e nevoie să faci duș, efectiv vei mirosi a Fahrenheit Le Parfum, nu contează cât ai transpirat, el o să acopere și partea bună e că oricum nimeni din sală nu o să-și dea seama că ai transpirat, pentru că cel mai probabil toți oamenii din jur vor fi leșinați. Nu de oboseală, de Fahrenheit, dar partea bună e că o să-și amintească mereu de tine. Riști să suspende abonamentul, poate, dar merită riscurile astea. După care îți vezi mai departe de zi, te duci la mall, te duci la muncă, te duci peste tot și crede-mă că lumea se va uita la tine. Poate se va uita urât, dar se va uita la tine. Și l-am păstrat în încheiere pe costum național Homme Eau de Parfum. Un parfum elegant și persistent, care, în punctul ăsta, nu cred că mai e nevoie să-ți spun că are și proiecție bună. Dar, în mod normal, el ar fi un parfum, după cum spuneam, elegant, nu atât de puternic pe cât te-ai aștepta, dar dacă îl pulverizezi foarte mult, începe să se simtă bine în jur. Plus că mai are un lucru care îl face perfect pentru ce discutăm aici. Are o foarte puternică notă de cuișoare, notă despre care știm că efectiv e îndrăgită de oricine. Nu există niciun om pe care să-l deranjeze nota de cuișoare. Nimeni niciodată. Așa că atunci când pulverizezi mult parfumul ăsta, se vor simți toate cuișoarele în jurul tău și lucrul ăsta evident va atrage atenția asupra ta. Poate unii oameni se vor uita urât spre tine, dar nu-ți face griji, sunt doar invidioși pe cât de bine miroși. La fel, alți invidioși vor avea niște comentarii răutăcioase la adresa parfumului tău. Te vor întreba, Doamne, cu ce ți-ai dat? E prea mult. De ce ți-ai dat cu atât parfum? Invidioși, zic cu mine, invidioși. Ți-am mai spus și până acum, parfumul ăsta e foarte bun, se bazează foarte mult pe notă absolut inofensivă de cuișoare și dacă e bun, n-are cum să nu-ți placă în cantități mari. Deci, toți sunt invidioși. Și cu asta se încheie videoul meu despre parfumuri foarte puternice pe care chiar sper că îl vei trata ca pe o glumă. Nu, serios, nu-ți recomand să folosești parfumurile astea în căldură foarte mare și nu-ți recomand să mergi pe ruta Curly Fragrance în care pulverizezi până se termină sticla la o singură utilizare. Dar hei, asta e doar părerea mea. Oricum, sper să-ți fi plăcut acest video și fiecare like, fiecare share, fiecare subscribe, toate ajută acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfumuri. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor.